Slăviți să fie Domnul! Amin! Ne bucurăm și în seara aceasta Dumnezeu ne-a dat harul să fim împreună, să ne închinăm înaintea Lui prin cântări, prin rugăciuni. Dorim din toată inima ca în continuare Dumnezeu, prin cuvântul Său, să ne vorbească, să ne atingă inimile noastre, să ne transforme, să ne facă tot mai asemenea Fiului Său și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin! Amin. Avem înaintea noastră cuvântul acesta care s-a citit, Matei, capitolul 20, pilda lucrătorilor vii. Și ca să încadrăm pilda aceasta în contextul în care a fost rostită, vreau să vedem că pilda aceasta Domnul Iisus a rostit-o în urma întrebării lui Petru. Și Petru îl întreba pe Domnul Iisus în capitolul 19 din Matei și versetul 27 și spunea: atunci Petru a luat cuvântul și a zis: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și cred că Dumnezeu, în bunătatea Lui față de noi, văzând generațiile care aveau să urmeze, a văzut această atitudine greșită în Petru atunci și cred că a văzut-o peste veacuri în mulți credincioși care aveau să vină la Domnul, această atitudine de slujire oarecum pentru ceva. Doamne, noi ce vom primi dacă îți vom sluji? Mai înainte ca Petru să pună întrebarea aceasta, Domnul Iisus se întâlnește cu tânărul bogat. Și în întâlnirea Lui cu tânărul bogat, tânărul bogat este interesat de viața veșnică și spune: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus, printre altele, după ce îi spune că trebuie să împlinească poruncile, spune El: lucrurile acestea le-am păzit din tinerețea mea. Domnul Iisus spune: un singur lucru îți mai lipsește. Du-te de vin de tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Cuvântul Domnului spune că tânărul întristat a plecat. Nu a avut puterea aceasta să facă ceea ce a cerut Domnul Iisus. Și aș vrea în seara aceasta să ne gândim la noi și la viața noastră de credință și să fim vegheator, pentru că așa cum Domnul Iisus a spus aici, un singur lucru îți mai lipsește, s-ar putea ca viața noastră să fie un singur lucru, dar care să ne despartă de Dumnezeu pentru totdeauna. Un singur lucru. Și oarecum Petru, ca de obicei, care întotdeauna reacționează numai decât în gravă la toate lucrurile care se întâmplă în jur, spune: Doamne Iisus, tânărul acesta n-a putut să lepe de tot ce are, n-a putut să părăsească bogăția aceasta lui, dar noi, Doamne, noi te-am urmat. Doamne, ce răsplată vom avea? Și este o atitudine greșită aici. A sluji lui Dumnezeu pentru o răsplată. Și Domnul Iisus îi spune lui Petru, Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sare la înmoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar, spunea Domnul Iisus, dar mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă voi fi cei din tâi, fiindcă împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Și vrea să spună Domnul Iisus aici: Petre, în împărăția lui Dumnezeu este diferit. Este cu totul diferit decât în lumea aceasta. În lumea asta faci totul ca să primești o plată. În împărăția lui Dumnezeu nu este așa. În împărăția lui Dumnezeu totul se datorează bunătății și harului lui Dumnezeu. Dar mulți credincioși vin la Domnul și încearcă să trăiască după principiile alea din lume. Tot alea să le aducă în biserică și să trăiască și să își conducă viața tot după ele. Să ne aducem aminte că în împărăția lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus, este cu totul diferit. Și dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu, găsim așa de multe, spune Domnul Iisus: cei din tâi vor fi cei din urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Cine se înalță va fi smerit, cine se smerește va fi înălțat. Parcă totul este pe dos, totul este diferit în împărăția lui Dumnezeu. Nu te aștepta ca în împărăția lui Dumnezeu să trăiești după aceleași reguli și după aceleași lucruri pe care te-ai dat odată în lume. În împărăția lui Dumnezeu totul este diferit. Dacă este cineva în Hristos, spunea Pavel, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că nu unele lucruri,
Toate lucrurile s-au făcut noi. Cine va căuta să-și câștige viața, o va pierde, și cine o va pierde, o va câștiga. Vrei să fii mare, spunea Domnul ucenicilor, fiți slujitorul tuturor. În împărăția lui Dumnezeu, totul este diferit. Și Dumnezeu să ne facă conștienți de lucrurile acestea, și atunci când venim ca să slujim înaintea lui Dumnezeu, să ne dăm seama, să ne facă Dumnezeu conștienți de faptul că în împărăția lui Dumnezeu totul se datorează și totul se desfășoară datorită bunătății și harului lui Dumnezeu. Și aș vrea să privim în cuvântul și în pilda aceasta și să vedem în primul rând bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu față de noi oamenii, care în textul nostru se manifestă în cel puțin trei direcții. Și spune așa, fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit. Și aș vrea să observăm în primul rând că bunătatea lui Dumnezeu s-a manifestat față de noi în inițiativa mântuirii. El a ieșit ca să caute pe oameni. De altfel, dacă n-ar fi ieșit gospodarul acesta, oamenii aceia ar fi putut să aștepte mult și bine în piață, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, spune că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru noi. N-am făcut noi nimic. El, cel din tâi, a părăsit cerul, a venit în lumea noastră, a murit pentru noi, ca noi să avem viață. Bunătatea lui Dumnezeu arătată în inițiativa mântuirii. El a făcut primul pas înspre noi. El a făcut lucrul acesta și spune tot Pavel în Efeseni, prin har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Mântuirea vine de la Dumnezeu. El a făcut primul pas înspre noi. El a ieșit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mai apoi, un alt domeniu în care bunătatea lui Dumnezeu se manifeste, nu numai că El a făcut primul pas și a avut inițiativa aceasta să ne mântuiască și să ne salveze, și a trebuit să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Ar trebui să ne bucurăm de lucrul acesta, să ne cânte inima și sufletul de faptul că El, Cel din tâi, ne-a căutat pe noi. Vedeți, de multe ori se folosește într-un mod, spune, eu am găsit pe Domnul. Când de fapt El, spune Scriptura, ne-a căutat, eu am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. El a făcut primul pas. Un al doilea domeniu în care bunătatea lui Dumnezeu se manifeste și ne este deschis aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață ca să-și tocmească lucrătorul la vie. Și spune, a ieșit la ceasul al treilea. Și apoi a ieșit la ceasul al șaselea, și a ieșit la ceasul al nouălea, și a ieșit și la al 11-lea ceas. Bunătatea lui Dumnezeu manifestată în perseverența chemării. Dumnezeu nu s-a oprit doar la aceia care a chemat dis de dimineață, ci în bunătatea Lui a ieșit la multe ceasuri din zi, ca să tocmească pe oameni în via Lui, ca să-i cheme la mântuire. Dumnezeu nu a chemat odată și s-a oprit. Și am putea să vedem bunătatea lui Dumnezeu în lucrul acesta, în faptul că El, în bunătatea Lui, a perseverat, ne-a căutat și spune Scriptura despre El că dis de dimineață. Asta înseamnă că din vremuri străvechi, și am putea de la începutul Scripturilor, încă cu Avram, Dumnezeu a chemat pe Avram. Dumnezeu i-a vorbit lui Iacob. Dumnezeu a vorbit lui Isaac și apoi lui Moise și poporul lui Israel. Și mai târziu Domnul Iisus găsim că a vorbit în fiecare generație, spune cuvântul Domnului prin Pavel în Faptele Apostolilor, că El nu s-a lăsat fără mărturie și în orice generație. El a avut oameni care L-au slujit. Dar mai mult decât atât, am putea interpreta și spune că Dumnezeu a chemat și la diferite stagii ale vieților noastre, la diferite vârste. Și spunea Pavel despre Timotei, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Și pe unii Dumnezeu i-a chemat pe când erau încă tineri, adolescenți, le-a vorbit inimilor și i-a chemat. Mai apoi pe alții a chemat în tinerețe. Pe alții a chemat poate la vârsta a treia, în ceasul al șaselea și al nouălea. Dar s-a întâmplat că pe unii a chemat Dumnezeu pe patul de moarte. Nu este bun Dumnezeu? Nu este bun Dumnezeu că nu s-a oprit doar la cei de dimineață, nu s-a oprit la cei din ceasul al treilea sau al șaselea,
Și El în bunătatea Lui a continuat să cheme și pe unii Dumnezeu i-a înviat și cu dragostea Lui a înconjurat și pe unii a chemat pe patul de moarte. Asta e bunătatea Lui Dumnezeu. Poate noi nu mai dăm nicio șansă. Nu, omul acesta s-a împotrivit să piară. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui s-a îndurat de toți oamenii. În toate generațiile, în toate timpurile, la orice vârstă, Dumnezeu a continuat să cheme și să aibă milă. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Iată dar bunătatea lui Dumnezeu manifestată în inițiativa mântuirii. Bunătatea lui Dumnezeu manifestată în perseverența chemării. El a continuat și a continuat să cheme la fiecare ceas. Dar mai apoi aș vrea să vedem bunătatea lui Dumnezeu în harul răsplătirii. Vedeți? Gospodarul acesta vine acum să dea plata lucrătorilor vie. Și El vine și acelora din urmă îi dă ca celor din tâi. Pentru că răsplata lui Dumnezeu nu este după meritele noastre. Nu este după meritele noastre. El răsplătește după cum voiește, după bunătatea Lui, așa cum spuneam. Și spunea Pavel despre lucrul acestea că Dumnezeu va da răsplată tuturor acelora care au slujit pe Dumnezeu și nu numai zice, spune El, nu numai mie la venirea lui Dumnezeu voi primi o răsplată și și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Nu vom primi răsplată neapărat după grozăvire pe care le-am făcut noi, după lucrurile alea care Dumnezeu ne-a înființat, pentru că Dumnezeu a dat fiecăruia măsuri diferite, daruri diferite. Răsplata Lui va fi după bunătatea Lui. Îi spune că a dat tuturor aceeași plată. Pentru că El e bun. El e bun. Și într-o zi, înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, fiecare va primi răsplată de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să-i slujim și să ne bucurăm și să ne înviorăm în bunătatea asta lui Dumnezeu care s-a manifestat față de noi. Dumnezeu să ne ajute și să ne bucurăm. Aș vrea în continuare să privim în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem în al doilea rând, atitudinea rea a acestor lucrători din tâi. Și să facă Dumnezeu din noi lucrătorii aceia după inima Lui care să primească o răsplată de la Dumnezeu. Și vedeți aici spune că dici de dimineață a chemat gospodarul acesta pe lucrătorii aceștia din tâi. Dici de dimineață. Și tocmai aceștia care au fost chemați, cei din tâi, la sfârșit ajung să cârtească, ajung să vorbească de rău și să chiar să spună despre gospodarul acesta că este nedrept. Ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? Vedeți, spunea Scriptura că nu începutul contează. Și sfârșitul fiecărui lucru. Și spunea cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 13, dacă nu greșesc, că să ne uităm la înaintașii și la mai mari noștri care ne-au vestit cuvântul, și să ne uităm, atenție, la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm credința. Mulți ar putea să fie început bine. Dar mai important este să sfârșești bine. Și spunea și Domnul Iisus, spunea ucenicilor săi, dacă rămâneți în mine, veți fi cu adevărat ucenicii mei. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi cu adevărat ucenicii mei. Iată, nu contează dacă ai avut un început glorios, frumos, măreț, este foarte important cum termin cursul aceasta a vieții de credință. Cum îți încheie alergarea aceasta. Să fii ca și Pavel care să poate spune, Doamne, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința până la sfârșit. Dumnezeu să ne ajute să rămânem în El. Dumnezeu să ne ajute să avem un sfârșit în El. Cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Iată câteva atitudini greșite care s-au găsit în viața acestor lucrători ai viei care Dumnezeu i-a chemat cei din tâi. Și primul lucru despre acești lucrători se spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut o învoire. Și doar despre ei spune cuvântul Domnului. Despre cei care au fost chemați de dimineață spune s-a învoit cu lucrătorii ca să le dea câte un leu. La ceilalți nu ne spune Scriptura nimic, că aș fi făcut o învoire cu ei. Și spune, mergeți în via mea și lucrați și veți primi ce va fi cu dreptul. Și spuneam că pilda aceasta este un răspuns la ceea ce Petru spunea, Doamne, noi ce vom primi? Frații mei, trebuie să slujim lui Dumnezeu din dragoste.
Trebuie să slujim lui Dumnezeu pentru gloria și pentru slava Lui, nu pentru o plată. Să nu ne învoim cu Dumnezeu. Doamne, eu îți voi sluji, la ce îmi vei da? Doamne, eu cânt, dar nu mă prea apreciază oamenii. Mai bine mă duc într-o biserică și eu, mai mare, mai... Unde-s, Doamne, să fiu apreciat? Spunea Domnul Iisus despre post, despre dărnicie, despre rugăciune, toate lucrurile astea să se facă în ascuns. Fraților, e trist că toate aceste trei lucruri se fac cel mai mult ca să ne vadă oamenii. Dăruim și când dăruim, vrem să ni se anunțe, Domnule, de rambon, sumele pe care le-am dat, ce am făcut pentru Dumnezeu, ce am făcut pentru lucrarea Lui. Trebuie să învățăm să slujim lui Dumnezeu pentru gloria Lui, pentru slava Lui. Doamne, nu sunt curios și nu vreau să știu. Vreau să știu, Doamne, că sunt plăcut pe pământul ăsta și că voi fi odată cu Tine în cerul. Ce răsplată îmi vei da? Doamne, ține Tu socoteala la lucrurile acestea. O învoire, lucrul acesta este greșit să te învoiești cu Dumnezeu. Doamne, eu vreau să fac lucrarea în lucrul, dar ce primesc? S-ar putea să vină vremea. Privind împrejurările din jurul nostru, se prea poate să vină o prigoană și s-ar putea să nu mai avem locuri publice de închinare. S-ar putea să nu mai avem scene ca acestea în care să predicăm, să cântăm, să ne anunțăm ce am făcut. Și s-ar putea ca aceia care s-au rănit cu laudele astea din partea oamenilor să moară de foame. Adică să-și piardă credința pentru că au trăit și s-au rănit doar din laudele acestea. Și spune, hai Domnul Iisus în predica de pe munte, Tu, când faci milostenie, să nu știe dreapta ce face stânga, fă lucrul acesta născund și Dumnezeu care vede nascuns îți va răsplăti. Tu când te rogi, Tu intră în odăița ta, închide ușa după tine și cel care vede nascuns îți va răsplăti. Dacă ne rugăm, frații mei, numai la biserică, în locuri publice, și aici avem, nu, poate uneori obiceiul, sunt oameni care se roagă tare și elocvent, se audă toți, dar niciodată nu-și pleacă genunchii în cămăruță. E vățărnicie. E ipocrizie. Realitatea vieții noastre de credință nu este dată de rugăciunea publică pe care o avem aici. Realitatea vieții noastre de credință și de rugăciune, a vieții de rugăciune, este dată de rugăciunea pe care o avem în privat, în cămăruță. Aia e realitatea. Și spunea un om al lui Dumnezeu, Lennon Ravenhill, spunea el, nimeni nu se ridică deasupra vieții lui de rugăciune. Cât te rogi, aceea ți este statura spirituală. Dar dacă ne rugăm doar în locurile publice, doar la biserică, ne înșelăm singuri. Slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie pentru gloria Lui, nu pentru o răsplată, nu pentru o învoire. Să nu spunem ce a spus Petru, Doamne, vreau să slujesc, dar ce primesc? Sunt unii care cântă cântări și după ce a cântat cântarea în biserică, vine pe lângă tine și te întreabă, cum ți se dă? Și dacă cumva eviți și nu-i spui nimica, o să-ți trimită un text message în care să spune, auzi, nu-i așa că a sunat bine? Vrea numai decât să primească o răsplată aici. Și spune Domnul, adevărat vă spun că va suna răsplata. Să nu slujim pentru o laudă omenească. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, să ne dea inima aceasta, să slujim nu pentru o învoire, ci să slujim pentru gloria lui Dumnezeu. Un alt lucru greșit pe care l-a făcut lucrătorii acestea din tâi, spune despre el că atunci când au venit să primească plata, oamenii aceștia au ținut o socoteală strictă la tot ce au făcut. Și spunea cuvântul Domnului aici, după ce au primit banii, gârdeau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia din urmă n-au lucrat decât un ceas și plata e făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Frații mei, să nu ținem o socoteală numai decât cu lucrurile pe care le-am făcut noi. Să ne le punem ca niște stele pe umeri. Sunt oameni care, să nu mă înțelegeți că și spune Scriptura, să binecuvântăm pe Domnul în orice vreme
și să nu uităm niciuna din binefacerile a Lui. Problema este următoarea, că sunt mulți oameni astăzi și unii predicatori care vin și spun Domnul m-a folosit în cutare loc și atunci când mi-am pus eu mâinile, s-a făcut minunea. Am fost în cutare loc și când eu am fost acolo, Dumnezeu a revărsat har. Și fac o listă cu o socoteală la tot și cu tot ce au făcut ei și poartă o hârtie cu ei la care se uită și spune vai, uite câte am făcut eu pentru Domnul. Frații mei, să lăsăm socoteala aceasta în mâna lui Dumnezeu. Să nu facem noi o socoteală și să ținem noi în cont la lucrurile pe care le-am făcut și din nou repet, pe care, de care să ne folosim ca să ne înălțăm pe noi și nu pe Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu face o lucrare în viața noastră, El trebuie să fie proslăvit. Dacă spunem ceva, o mărturie, să-L slăvească și să-L înalțe pe Dumnezeu, pe nimeni altul. Spune cuvântul Domnului, voi când ați făcut tot ce trebuia să faceți. Să spuneți, nu suntem decât niște robi netrebnici care am făcut ceea ce eram dator să facem. Dumnezeu să ne ajute să nu ținem o socoteală strictă la lucrurile pe care Dumnezeu poate prin harul Lui le-a îngăduit să le înfăptuim. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Dacă le-a făcut Dumnezeu prin noi, să-I dăm slava Lui. Atenția să se îndrepte spre El întotdeauna. Nu spre noi. Niciodată. Slava este a Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Un alt lucru greșit pe care l-au făcut lucrătorii aceștia, nu numai că au ținut o socoteală strictă cu privire la ce au făcut ei, dar au ținut o socoteală strictă și cu privire la lucrurile pe care le-au făcut ceilalți. Și spune cuvântul Domnului aici. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia n-au lucrat decât un ceas din zi. Scriptura ne cheamă să ne cercetăm pe noi înșine. Să ne cercetăm pe noi înșine. Nu este datoria noastră să cercetăm pe ceilalți. Și de multe ori, în poporul lui Dumnezeu, vine invidie. Asta e calea lui Cain. Cain a fost invidios pe Abel atunci când Dumnezeu a privit cu har înspre el, înspre jertfa lui. Dar n-a privit înspre Cain în același mod. Și s-ar putea, de multe ori ca în biserică, noi să ținem o socoteală strictă la ce a făcut cu tare și cu tare și să ne comparăm cu ei și spunem Acesta n-a lucrat decât un ceas. Cum să-L faci tu, Doamne, deopotrivă cu mine? De multe ori aici se dovedește și se arată maturitatea noastră spirituală. Atunci când Dumnezeu binecuvintează pe un tânăr pe care Dumnezeu vrea să-L folosească într-un mod deosebit, oare ne bucurăm noi? Doamne, îți mulțumim, Doamne, că ți-ai arătat îndurarea și bunătatea față de omul ăsta. Sau ne mâniem și suntem invidioși pe darurile Lui, suntem invidioși? Vedeți? Răutatea oamenilor acestora s-a manifestat tocmai în momentul în care Dumnezeu și-a arătat bunătatea, la răsplată. Atunci când Dumnezeu, și spune aici cuvântul Domnului, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmi cu mine cu un leu, ia ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu. Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Și de multe ori răutatea unora se arată atunci când Dumnezeu binecuvintează pe altul. Atunci când Dumnezeu își revarsă bunătatea în viața altuia. Și suntem invidioși. Cum? Omul acesta, de multe ori Dumnezeu pe cei mai disprețuiți, pe cei mai... Oamenii aceia care nu-i mai dădea nicio șansă, Dumnezeu se îndură și se arată numele și face numele de slavă. Oare n-ar trebui să ne bucurăm? De ce să vină invidia în viața noastră? Doamne, acesta? Păi nu știu ce a făcut eu. Nu știu ce a făcut omul ăsta. Tu vrei acum să-l faci deopotrivă cu mine? Eu care slujesc din tinerețe și am făcut cu tare și cu tare și cu tare. Oamenii își arată răutatea uneori tocmai în momentul în care Dumnezeu își revarsă bunătatea.
Și n-ar trebui să fie așa. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Vedeți ce face invidia? Invidia nu dorește neapărat mai mult. Nu s-a dus la gospodarul ăsta să-i spună, auzi, dă mai mult dacă celuilalt. Nu, nu dorește să aibă neapărat mai mult, dar dorește totdeauna ca celălalt să aibă mai puțin. Nu dorește să aibă mai mult, dar dorește întotdeauna celălalt să aibă mai puțin de el. Și dacă Dumnezeu vreun fel binecuvintează pe cel de lângă mine mai mult decât pe mine, suntem mânioși. Cum, Doamne, dar pe el să faci cu deopotrivă, că ăsta numai ce s-a întors la Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu, frații mei, să ne umplem inima de bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu, care s-a îndurat de cei din urmă, ca și cei din tâi. Asta e atitudinea pe care ar trebui să o avem. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne schimbe inima. Așa încât să slujim lui Dumnezeu nu printr-o învoire. Să slujim lui Dumnezeu nu ținând o socoteală la lucrurile pe care le-am făcut. Nu ținând o socoteală la lucrurile pe care le-au făcut ceilalți. Și să slujim lui Dumnezeu din dragoste. Să slujim lui Dumnezeu din dragoste și Dumnezeu să ne vine cu intenție și să ne ajute. Un alt lucru rău pe care l-au făcut oamenii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu că au cârtit împotriva gospodarului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, în capitolul 2, cu versetul 15. Dumnezeu să ne dea o astfel de atitudine, să ne dea o astfel de viață. Filipeni, capitolul 2, cu versetul 15, spune așa. Citește și versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Spune cuvântul lui Dumnezeu toate lucrurile. Nu unele lucruri. Nu doar atunci când toate merg bine, Doamne, să rugim acum bucuroși. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Diferența dintre noi și oamenii din jurul nostru, oamenii din lume, ar trebui să fie tocmai aceasta. Noi nu cârtim. Noi nu ne plângem. Noi nu șovăim. Când cei mai mulți în lumea aceasta și în inima celor mai mulți este nemulțumire. Și spunea Domnul, prin pare, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Ca să fiți fii ai lui Dumnezeu, strălucind ca niște lumini în lume, la vedea. Oamenii din jurul nostru se plâng în orice împrejurare. Cum vine greul? Cum se plâng? Cum cârtesc? Cum toate lucrurile? Nu mai merge nimic bine. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, în orice împrejurare, trebuie să-i rămânem credincioși. Trebuie să dăm dovadă că ne încredem în Dumnezeu din toată inima, prin orice împrejurări ne-ar trece. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Mai apoi, un alt lucru rău pe care l-au făcut gospodarii aceștia spune despre ei că au început să-l considere nedrept pe stăpân. Și întorcându-ne la textul citit, Matei, capitolul 20, și spune cuvântul, după ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarilor și ziceau aceștia din urmă, n-au lucrat decât un ceas și la plată e făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Domnul le spune, drept răspuns, el a zis unei dintre ei, prietene, ție nu îți fac nici o nedreptate. Atunci când în inima noastră sunt atitudinile acestea greșite, vom începe să-L considerăm pe Dumnezeu nedrept. Și lucrul acesta este atât de grav. În urma bunătății lui Dumnezeu manifestate pentru noi. E faptul că mai înainte ca noi să fim cunoscut atunci pe când încă eram păcătoși spre Scriptura, El a murit pentru noi. Dumnezeu și-a arătat bunătatea atunci când
chiar dacă noi ne-am întors spatele de multe ori în chemării lui Dumnezeu, El a venit din nou și din nou și din nou și în bunătatea Lui, Dumnezeu a perseverat și ne-a chemat și ne-a chemat și ne-a chemat până în priceput chemarea Lui, slăbit să fie Domnul de bunătatea Lui. Și mai apoi, răsplata care ne așteaptă este una glorioasă. Din pricina aceasta să ne cercetăm în dimineața aceasta, în seara aceasta și să vedem care este atitudinea noastră în via lui Dumnezeu. Slujim lui Dumnezeu pentru învoire? Doamne, slujim, dar ce vom primi? Doamne, voi căpăta cinste, laudă de la oameni, vor ști oamenii că eu sunt un om deosebit? Dacă nu, să nu ținem o socoteală cu privirile la lucrurile pe care Dumnezeu, prin harul și prin bunătatea Lui, le-a îngăduit să le făptuim. El să aibă slavă în urma lucrurilor acestea. Să ne cercetăm pe noi înșine și să nu ne preocupe numai decât afară de faptul dacă găsim să dăm sfaturi bune, așa cum spune, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Dar socoteala ceea ce a făcut și cât a făcut. Vedeți, vine ziua când vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, nu neapărat de cât am făcut, ci vom da socoteală și de ce am făcut ceea ce am făcut. Vom da socoteală nu de masa de lucru și de fapte pe care le-am făcut, ci vom da socoteală de motivația cu care am făcut lucrurile pe care le-am făcut. De aceea, să nu ținem socoteala celorlalți. Dumnezeu ne-a chemat să ținem socoteala noastră în sensul, Doamne, prin tot ceea ce facem, proslăvește-ți numele, arată slavă. Mai apoi, să ne păzească Dumnezeu de invidie. Să ne păzească Dumnezeu de invidie, că lucrul acesta este o pagubă pentru biserică și aduce dezbinare și aduce mult rău în viața noastră și vom ajunge să-L considerăm nedrept pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta, viața noastră să fie una de mulțumire, fără târtiri și fără șovăieli. Și astfel, într-o zi vom primi o răsplată. Vedeți, lucrătorii aceștia care nu au făcut nicio învoire cu stăpânul, la sfârșit au primit mult, mult, mult mai mult decât s-au așteptat ei. Așa că în felul acesta să slujim, fără vreo învoire și la vremea cuvenită, Dumnezeu ne va răsplăti mai mult decât ne-am gândit noi vreodată. Vom primi o răsplată binecuvântată de la Domnul, care știe și care cunoaște toate lucrurile și care ne răsplătește nu după faptele noastre, ci după bunătatea Lui și a mare. Numele Lui să fie slăvit. Dumnezeu să ne ajute să trăim o astfel de viață. Amin. Amin.